După valul de proteste de avertisment care au avut loc în stradă și în curțile spitalelor, angajații din sănătate plănuiesc intrarea în grevă. Federația Solidaritatea Sanitară a anunțat că organizează un referendum pentru a hotărî dacă va declanșa greva în sectorul sanitar. Referendumul se desfășoară în online și vizează atât angajații care au semnat pentru grevă pe listele Federației Solidaritatea Sanitară, cât și cei din sectorul public de sănătate. Toți angajații sunt invitați să evalueze relevanța și impactul creșterii salariilor de bază asupra venitului salarial individual și să decidă cu privire la declanșarea sau participarea la grevă. Referendumul are loc înainte de întrunirea Consiliului de Coordonare al Organizației, organismul abilitat să ia decizia finală în această privință. Sindicaliștii au explicat că referendumul reprezintă un instrument inovativ de evaluare a realității veniturilor salariale la nivelul fiecărui profesionist din sănătate, permițând o înțelegere și o decizie informată. Consiliul de Coordonare al Federației Solidaritatea Sanitară este programat să se întrunească în 18 martie.